Cei 33 de senatori care au semnat contestarea au susținut că rațiunea sesizării curții constituționale nu vizează interzicerea fumatului în spațiile publice, ci vizează definiția spațiului public închis. Președintele CCR Augustin Zegrean a declarat înaintea ședinței că prin definirea spațiului public închis, legea antifumat introduce o formă de discriminare. Un grup de 33 de senatori a depus pe 21 decembrie la Curtea Constituțională contestația referitoare la legea care interzice fumatul în toate spațiile publice închise, adoptată în 15 decembrie de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. În documentul înaintat curții constituționale se precizează că prin definirea spațiului public închis ca orice spațiu destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate, legea introduce o formă de discriminare. Toate spațiile publice, cu excepția penitenciarelor și a aeroporturilor unde se vor amenaja locuri pentru fumători, sunt vizate de această lege. În cluburi, baruri, restaurante, taxiuri, instituții de învățământ sau spitale nu se va fuma. Legea îi afectează și pe aleșii care au acest viciu. Ei nu vor mai putea fuma pe holurile Parlamentului. Potrivit legii, fumatul este permis numai în camere special amenajate. Legea prevede sancțiuni între 100 și 500 de lei pentru persoanele fizice. În cazul firmelor, amenziile ajung și la 15.000 de lei, iar barurile și cluburile riscă să fie închise dacă nu interzic fumatul. În România sunt aproape 5 milioane de persoane care fumează curent, iar cancerul pulmonar reprezintă cea mai răspândită formă de boală în România. În ciuda tratamentului chimioterapeutic, majoritatea bolnavilor mor în primul an de la diagnosticare. Acesta a fost și unul dintre argumentele proiectului de lege antifumat. În prezent, 17 dintre cele 28 de state ale Uniunii Europene interzic total fumatul în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. Legea merge la promulgare și va intra în vigoare la 45 de zile de la data publicării în monitorul oficial.